Vă salut, dragilor! În următoarele minute vom vorbi despre Asarum europium sau cum este cunoscut sub denumirea comună de pochivnic. Pochivnicul este o plantă erbacee, perenă, întâlnită în toată țara prin pădurile de foioase din regiunea de câmpie până în etajul montan inferior. În popor mai este cunoscut cu denumirea de buruiană de atac, chiperul lupului, ficățea, urechea omului sau lingura popii. Rizomul și rădăcinile au utilizări terapeutice în medicina umană și veterinară. Pochivnicul era folosit cu ani în urmă atât pentru uz intern, cât și pentru uz extern. În prezent se folosesc rizomii la realizarea unor preparate homeopatice. Rizomul sau planta întreagă se recoltează în perioada martie-mai sau august-septembrie. După recoltare, se rup frunzele și se curăță de alte impurități. Pochivnicul are o aromă care aduce odolean, amestecat cu piper. Planta conține ulei eteric format din azaronă, aldehida azarilică, acetat de bornil, terpene, dizaronă, alcaloid, glicozid, tanin, zaharuri, vitaminele B și C și săruri minerale. În zilele noastre, pochivnicul și-a pierdut din actualitate, mai ales din cauza implicațiilor toxicologice. Principiile toxice sunt reprezentate de azarona din compoziția uleiului eteric, care are o acțiune puternic iritantă. Azarona acționează ca un narcotic, în doze mari fiind letală, decesul intervenind ca urmare a paraliziei mușchilor respiratorii. De asemenea, substanța are proprietăți abortive. În trecut, persoanele care consumau băuturi alcoolice în exces utilizau planta macerată în băutura preferată de respectivul individ. Datorită proprietăților emetice apăreau grețuri, vomă, dureri gastrointestinale și o stare de rău general, astfel încât se inducea un reflex condiționat care îl oprea pe alcoolic pentru un timp să mai abuzeze de băutură. În doze reduse, planta are proprietăți diuretice, sudorifice și antibiotice pe un număr mare de patogeni. Tot în trecut se utiliza tinctura din rădăcină de pochivnic pentru uz intern în tratamentul bronșitei cronice, astmului bronșic, fibromului uterin, colitei, paraziților intestinali, osteomielitei și în infecțiile cu bacilul cereus, bacilul subtilis, streptococii aureus și fecalis. Infuzia din rizom se folosea pentru uz extern ca remediu contra mătreții, infecțiilor de la nivelul pielii, furunculelor și ulcerelor la picioare. În Germania a existat până de curând un preparat care conținea extract de pochivnic. Preparatul se numea Escarol și era indicat în tratamentul bronșitei acute și cronice, precum și pentru calmarea bronhospasmelor la astmatici. În cartea Universul plantelor de Constantin Pârvu, acesta scrie că pentru a utiliza planta sub formă de tinctură se folosește o diluație de 1 pe 10 a tincturii sau între 0,05 și 0,2 grame extract fluid. Extractul fluid în cantitate de 0,51 gram are acțiune emetică. Efectele sunt intense și prelungite. În cantități mai mari, planta poate determina tulburări de irigare cerebrală soldate cu hemiplegii. Acestea au fost informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. Plantele sunt organisme vii care ascund o mulțime de secrete pe care sperăm să le descoperim pas cu pas. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune!